curs să ne revedem din nou. Cred că și tu ești pasionat de lectură, da? Știam eu. Am auzit, nu? Poate ar trebui să încerci cu o carte captivantă. De data aceasta îți propun Camera Secretelor, tot din seria aventurilor cu Harry Potter. Magie și mister. Dar ia să vedem cum putem continua una din aceste aventuri altfel. Lângă Salcia Bătăușă are loc întrecerea celor doi unicorni care trebuie să parcurgă câte un traseu cu aceeași lungime. După ce primul parcurge 1350 de metri din traseul lui, iar al doilea 1550 de metri, în primul traseu a rămas de parcurs o distanță de două ori mai mare decât în al doilea. Ce lungime a avut fiecare traseu? Ne imaginăm lungimea traseului de parcurs al fiecărui unicorn sub forma unor segmente. Am reținut din problemă că traseele sunt egale, deci segmentele vor fi egale. Acum, primul unicorn a parcurs 1350 de metri din traseul lui, înseamnă că am luat un segment de aici. La fel pentru al doilea unicorn care a parcurs 1550 de metri din traseul lui. Atenție însă, ca să reprezint corect, trebuie să urmăresc în continuare enunțul problemei care spune: în primul traseu a rămas o distanță de două ori mai mare decât în al doilea. Deci segmentele trebuie să reprezinte acest lucru așa cum se vede aici. Acum, pentru a răspunde la întrebarea problemei, trebuie să aflu care este lungimea unui asemenea segment din cele egale. După cum se poate vedea din desen, observ că el reprezintă diferența dintre lungimile traseelor deja parcurse, 1550 și 1350, aceasta fiind diferența. Deci, 1550 de metri minus 1350 de metri egal 200 de metri. Acum pot afla lungimea traseului parcurs de un unicorn. 1550 de metri plus 200 de metri este egal cu 1750 de metri. Îți propun să facem și o verificare. Hai să aflăm lungimea traseului celuilalt unicorn. 1350 plus de două ori câte 200 este egal. Atenție! La ordinea efectuării operațiilor, să nu uiți că mai întâi trebuie să afli rezultatul înmulțirii, apoi rezolvi adunarea. Deci, 1350 plus 400 este egal cu 1750. Corect, exact așa cum spune problema, traseele sunt egale. Felicitări, ai rezolvat problema. Acum, ca să poți înțelege mai bine metoda figurativă, îți propun să te joci puțin cu segmentele pe această problemă. Poți să mai citești odată problema ca să înțelegi mai bine și apoi desenează segmentele. Ai desenat și tu? Nu mă îndoiesc că nu ai făcut corect. Acum e simplu să vezi că 24 împărțit la 3 egal cu 8, deci numărul B este 8, iar 8 ori 4 este egal cu 32, deci numărul A este 32. Simplu, nu?